S-au trezit concurenții, am văzut că majoritatea fetelor au ieșit afară în grădină să bea cafeaua. Este cald, este frumos, unele dintre ele stau în terasă. Am auzit o discuție în baie, bunica lui Valentin îi spunea Deliei că ar trebui să mănânce și Delia spunea că a mâncat, dar nu prea are poftă de mâncare. Doamna zicea că ar trebui să le pună pe toate la spate și să nu se mai consume atât de mult, pentru că lumea, dacă o vede fericită, nu se bucură. Însă nu ar trebui să o intereseze acest lucru, să le pună la spate, pentru că altfel se poate îmbolnăvi Delia. Am văzut-o pe Maria astăzi că s-a pregătit ca să facă sport. Băieții discutau despre faptul că își pregătesc micul dejun și apoi se apucă de curățenie. Antonia stătea de vorbă pe terasă cu mama lui Cristian, s-a alăturat și Cristina la un moment dat discuției. Elena se uita pe albumul foto, era acolo și Iuliana. Pe Cristina o auzeam astăzi discutând despre faptul că va vorbi cu cei din staff să ceară să o pună într-o cursă de eliminare, să voteze publicul dacă să rămână sau să plece. Spunea că luni va face această cerere și să vadă ce îi se răspunde. Maria s-a apucat de făcut sport. Am văzut că Adriana a ieșit și ea pe terasă.